Noi, când ne trezim spiritual, devenim ochii Universului. Deci sunt numai ochi, 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 ochi. Ochi deschiși. Deci noi devenim ochii Universului și unde auzi tu că sau îl vezi mai ciudat îmbrăcat, că lui nu-i pasă. La ăla care se trezește nu-i mai pasă cum e pieptănat, cum e îmbrăcat, cum e, da, experiență proprie. Eu care nu ieșeam din casă să nu fie în ton cu pantofii, cu poșetuța sau culorile să nu se aranjeze cumva sau să eram foarte cochetă și foarte așa. Nu, nu, nu. Deci, așa îl recunoști pe ăla care se trezește după port. Cum îl vezi că ți intră pe ușă? Vai de el, da, curat, spălat, da. Bine. Ne-a îmbrăcat așa, sacul în cap și așa, nu-i mai pasă? Ăla s-a trezit și ăla e departe. Și că mai încercăm să dregem, să ne mai îmbrăcăm după ultimul răcnet. Da. Nu știu dacă ajută. Eu știu ce știu. Dar nu asta vreau să zic. Suntem ochii, noi când ne trezim, suntem ochii Universului și când simți sau vezi unul mai ciudățel așa și trezit și care simte cu inima, fugi. Fugi, care are atâta dragoste că te ia în brațe și te vindecă imediat, că te apucă și pe tine și treci și tu prin ce a trecut el. Da. Foarte frumos. Curaj, mult curaj.